Oaspeți de seamă astăzi la Reghin. Fabrica de tractoare din municipiu a primit vizita ministrului delegat pentru ape, păduri și piscicultură. Lucia Ana Varga a fost însoțită de președintele Consiliului Județean Mureș, după ce a vizitat fabrica de mobilă din Târgu Mureș. La Reghin, oficialul a dorit să cunoască cel mai mare producător de utilaje agricole și să discute cu reprezentanții acestuia. Firmele trebuie să devină competitive, să dețină utilaje competitive, iar astăzi suntem într-o fabrică care pune la dispoziția firmelor utilaje competitive la prețuri foarte bune, la prețuri mult mai mici decât prețurile din import. De aceea sunt aici, îl felicit în mod direct pe domnul director și sper din tot sufletul să găsim și mecanisme de susținere financiară a firmelor, astfel încât să poată achiziționa aceste produse. În primul rând mă bucur că doamna ministru și-a făcut atât timp să ne viziteze și vizita nu este una întâmplătoare, este una cu obiectiv bine definit, adică dânsa vrea să vadă nivelul la care suntem pregătiți noi să răspundem la cererile care vor fi pe piață. Din punctul ăsta de vedere, mă bucur că investițiile făcute în ultimii ani, aici vorbim și de tehnologie și vorbim de resursa umană, ne pun în postura de a oferi niște utilaje performante la nivel occidental cu care agenții economici să își poată desfășura bine activitatea. Ministrul delegat a fost întâmpinat la Reghin de familia Oltean, dar și reprezentanții municipiului, primarul Maria Precup, viceprimarul Daniel Gliga, alături de deputatul Vasile Gliga. Nu numai că pot transmite, suntem bucuroși că ne vizitează orașul, înseamnă că este important pentru agenda fiecărui ministru care vine și din fiecare vizită sperăm să câștigăm atât noi ca și administrații, cât și investitorii și oamenii de afaceri din Reghin, de care avem nevoie ca de aer. Deci, indiferent care ministru vine către noi, este o mare onoare pentru noi și așteptăm să vină să ne cunoască potențialul economic de dezvoltare și necesitățile municipiului. Eu cred că e o obligație a tuturor guvernanților, miniștrii, secretari de stat, să vină în teritoriu, să vadă de la executiv ce trebuie făcut pentru economia românească. Cred că e esențial astăzi menținerea locurilor de muncă și de a stimula orice inițiativă privată sau de stat pentru a fi cât mai multe locuri de muncă, dar și de a face producție fie de intern, fie pentru export. Vizita a constat în discuții, dar și un tur al fabricii în care se produc tractoare și utilaje agricole. Ministrul delegat a rămas impresionat de aspectul întreprinderii, dar și de standardele la care se lucrează. Președintele Consiliului Județean Mureș a însoțit oficialul pe tot parcursul deplasării în județ. Vizita a fost propusă în primul rând de către echipa Consiliului Județean împreună cu deputatul Cristian Chirteș și cred că este un de bun augur, este prima vizită, este primul județ ales de doamna ministru pentru a dezbate public noul cod silvic care urmează să fie dezbătut în Parlament. Este o vizită din care noi toți învățăm, este o vizită în care luăm contactul cu cei care oferă locuri de muncă mureșenilor, este o vizită în care aflăm care sunt cerințele investitorilor și, în cazul nostru, irumul astăzi. Din import românesc. Așa, pentru asta de dimensiunile astea. Era la Tanvian, la Făcea, Turnu Severin, la Zaleu, fac de 5. Nu fac.